126 de cetățeni ai Botoșanului s-au vaccinat ieri. Chiar de la începutul săptămânii a debutat și etapa a doua a campaniei de vaccinare de la nivel național. În județul Botoșani, în momentul de față, este deschis un singur centru comunitar pentru imunizarea populației, care are o capacitate de 120 de vaccinări. Însă, de miercuri, capacitatea acestuia va crește la 180 de vaccinări pe zi. Totodată, de mâine se va deschide și centrul de vaccinare de la Dorohoi, cu o capacitate de 60 de persoane. Am reușit să vaccinăm 126 de persoane. Nu am avut probleme sau reacții adverse la persoanele care au fost post-vaccinare. Iar de ieri am reușit să obținem deschiderea unui alt flux de programări, încă 60 de persoane. Și începând de miercuri vom vaccina 180 de persoane în loc de 120. Iar de mâine va fi operațional și centrul de la Dorohoi, unde voi fi dimineață prezentă. Am sprijinit municipalitatea cu personal, am trimis doi doctori la centrul de vaccinare din cei înscriși și care s-au înscris la DSP că vor să sprijine centre de vaccinare. Și activitatea la Dorohoi va fi ok, deci avem personal și pe centrul de vaccinare la Dorohoi. Potrivit specialiștilor din sănătate, cei mai mulți cetățeni care au optat pentru vaccinare au vârsta de peste 60 de ani și prezintă antecedente medicale. Ieri dimineață când am fost prezent cu domnul prefect la deschidere, în sală erau oameni trecuți de 65 de ani și cu boli asociate și comorbidități și cu care am mai discutat acolo, fiecare spunea că au probleme de sănătate. Deci asta a fost dimineață. Dozele de vaccin sunt aduse de la Iași, cu o mașină specială pe care județul Botoșani o împarte cu județul Suceava. Pe plan teritorial, dozele de vaccin sunt transportate de la o unitate la alta cu lăzi frigorifice. De la Iași vine în continuare cu mașina frig de la Suceava, care avem această colaborare cu Suceava, iar interjudețean avem aceste lăzi, două lăzi frigorifice speciale pentru transport, și împreună cu jandarmii și armata și cu mașina DSP-ului transportăm la centrele de vaccinare. Potrivit directorului Direcției de Sănătate Publică Botoșani, celelalte centre comunitare de vaccinare vor fi deschise în momentul în care țara noastră va importa mai multe doze de vaccin. Deci aceste centre vor fi funcționale în momentul în care dozele de vaccin vor fi conform programării anterioare, de 150.000 minim pe săptămână importate de România. Momentan sunt importate la jumătate. Din totalul beneficiarilor din cadrul centrelor rezidențiale, mai bine de jumătate au optat pentru vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2. Iar până în momentul de față, s-au vaccinat 280 de persoane din cămine sociale.